Elevii de liceu care fac parte din echipa Robot X din municipiul Hunedoara se pregătesc pentru competiția organizată de către Agenția Spațială Europeană. Echipa de robotică hunedoreană a ales pentru anul acesta tema Pământul văzut din spațiu, pentru că tinerii sunt interesați de starea vegetației la nivel global. Mai exact, la bordul Stației Spațiale Internaționale se va afla o cameră cu infraroșu, care va detecta starea de sănătate a plantelor după compoziția apectrală a luminii pe care o reflectă. Avem deadline-ul pentru programul pentru Stația Spațială Internațională. Să sperăm că totul este ok, sunt ultimele teste pe care le facem. Ce înseamnă? E o competiție lansată de ESA, Agenția Spațială Europeană. Participăm pentru a treia oară la competiția asta, adresată elevilor de liceu, cărora îi se propune să-și aleagă o temă de cercetare legată de spațiu, alegând din una din două, ori o temă legată de pământ văzut din spațiu, ori spațiul văzut din spațiu. Și noi am ales pentru a treia oară pământul văzut din spațiu, pentru că ne interesează foarte mult, de pildă, starea de sănătate a vegetației. Și subiectul proiectului de anul ăsta este să detecteze cu o cameră în infraroșu, care va fi la bordul Stației Spațiale Internaționale, și un exemplar am primit și noi, deci am primit kitul propriu-zis, cu care poți să vezi starea de sănătate a plantelor după compoziția spectrală a luminii pe care o reflectă. Și ce ne propunem este să colectăm cât mai multe imagini, de ordinul a 2000 de imagini, dintr-o misiune de 3 ore de jur împrejur, asta înseamnă cam două rotații în jurul Pământului, și apoi să analizăm imaginile respective și să le comparăm cu imagini din același loc luate în anii precedenți, și să încercăm să învățăm o inteligență artificială să anticipeze, să spună cu un pic înainte cam cum s-ar derula lucrurile.